Cei care au ratele în lei pot să respire cel puțin până în toamnă. Scad ratele după ce indicatorul ce intră în calculatorul dobânzilor a fost stabilit în următoarele 3 luni la 1,25%. Banca Națională a redus dobânda cheie la un minim istoric, așa a scăzut și valoarea IRCC, adică indicele de referință pentru creditele consumatorilor. IRCC, indicatorul în funcție de calcularea creditelor în lei, contractele din mai 2019 au scăzut la 1,25%. Niciodată o bancă nu-ți face un bine. Deci cei care au rate să se pregătească întotdeauna pentru ceva rău, în sensul că pot să-și piardă casa, pot să-și piardă alte bunuri pe care le-au pus garanție la bancă. Deci o scădere, chiar dacă este o scădere de moment, care viitor o să fie o creștere. Eu cred că este bine. Ar putea să scadă și dacă se ia rată în valută. E foarte bine. Un calcul simplu ne arată că la un credit ipotecar de 250.000 lei luat pe 30 de ani, rata este mai mică cu 62 de lei față de luna trecută și cu 175 de lei mai mică față de anul trecut. Este un lucru bun pentru că salariile sunt în scădere, deși guvernanții spun contrariul.